Iurea. Stai, strângi că și eu am niciunul. Puteam să ies. Nu pot să cred, e al patrulea, al șaselea match, alții sunt de două. Băga-mi în piciorul să-mi bag, bă, mă săturai să fac misiuni și să mă uit la televizor, ești nebun? Pam, para, pam, unde e? Unde? Și cine da report? Nu e ceea ce pare. Rafaele, tu erai acolo cu corpul. Nu e ceea ce pare, Marius. Ce tu ești, Rafaele? Zboară de aici să nu te văd. Nu e ceea ce te-am văzut, Rafaele. De ce Marius că capăta deja? Corpul e în dreapta. În dreapta, măpi. Hai mă că e Rafael, l-am văzut. Bă, eu am grăbit. Nu te mai grăbi tu un pic să spui tu mie când l-am filmat. Că eu făceam task-uri cu Marius, deci putem... Hai, lasă-mă să-mi zic, zi, hai! Vântul de aur. Spune! La... Deci eram la Frunze, făceam acolo un test, a tăiat lumina. Da, 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 da. Hai să facem lumina. Cred că era și Madeline lângă mine sau nu știu cine era, în fine. Mă duc spre lumini și mi-apare butonul cu report. Era beznă, nu vedeam nimic. Dar unde, unde mai exact? Unde e corpul? Unde? În dreapta hârții. Este până în navigation, deci l-a omorât, la... ok, în navigation... Stai, cine era cu mine? Era Madeline și Pink, erau navigation. Noi, eu am plecat cu Madeline, era navigation? Lângă mine. Navigation? Da, în dreapta. Doar am trecut pe acolo și am ajuns până în electric să repar curentul și apoi da, când l-am văzut că... Deci, da, Pink, Pink, hai să vă zic care mi se vreau pare... Vreau să zic și versiunea mea. Pink. O secundă, Marius, atât. Nici 5 secunde durează. Ce mi se pare ciudat la Pink e că eu eram pe cam, adică pe nu, pardon, nu pe cameră. Eu făceam luminile și Pink nici n-a venit să facă luminile, s-a dus la un task gen. Adică dude, am trecut pe lângă tine, te-am văzut acolo, am zis că te ocup tu și m-am okay, dus la test. Dar... Bă, să spun și eu versiunea mea. A spus Six Slider că l-a văzut pe Rafa cu corpul. Stați puțin să vă spun, eu făceam frunzele și veneam, făceam frunzele acolo și deodată n-am văzut pe Rafael cu un corp și nu l-a raportat. Și după ce am apărut, eu l-a raportat. Așa am văzut. Păi asta mi s-a părut ciudat. Nu? Era la 3 mm de el și s-a dus în dreapta și după aia a venit înapoi. Am fost să pui spre navigation să văd dacă mai era cineva acolo. Ai fost, da, Rafaele. Cum ai venit lângă mine? Ai apărut într-un colț micuț. Nu zic să dăm skip și... Nu e ceea ce pare, nu? Rafael, te gruțăm, Rafael. Am fost, Framewood. E bine că nu mă credeți. Doamne sfinte, sunt bine. Mamă, fiți, am rapid te-ai dus. Păi da, trebuia să mă votez singur. Deja a scăpat Rafael, băgă-mea și piciorul. Cred că el e. Eu niciodată nu sunt. Ia. S-a lăsat liniște. Alea. S-a produs un kill. Deci am găsit opa, corpul la electricitate, la panou acolo. Și eu abladam un fișier. Bă, și eu abladam. Era la camere. Opa! Unde la electricitate și tu erai la camere, zice? Ia! Yeah. Mm-hmm. Okay. Nu e ca și cum nu e vedei de încolo încolo. Ok, hai să vedem unde e fiecare. O să vedem unde e fiecare. Cine, da, unde e Bobo? Nu uitam pe camere. Eu sunt la admin cu Marius, cu Rodby și... Da, și eu, și eu eram. Eu mai știu de și Max. Și Max, și ok. Da, Pink, tu n-ai task-uri de făcut, ce faci la camere atâta? E și Rafa. Ai voie să te duci la camere, până nu te minte de cine. Ai voie, ai voie. Te întreb doar ce făceai acolo. Max, Max, te uiți mereu, pe camere? Mereu ne trebuie. Mereu ne trebuie și un Cornel cameramanul, trebuie mai să înțelegi. Exact, Daniel cameramanul. Păi, dar mereu cineva care să facă. Și Pink, dă-ne niște informații, zine ce ai văzut pe camere, cine era grupat cu cine. What? Se pare că rețin de acum 30 de secunde culoarea aia cu aia cu aia cu aia. Colo, colo, colo. Like, what do you mean, dude? Erau
Erau oameni pe coridoare. Pinker. Ah, păi ești degeaba la cameră, nu mai stai. Păi sunt, dacă nu văd tine, sunt degeaba. Păi dacă okay, nu... Ok, Madalin, unde bine, bă, care dintre voi are memorie fotografică? Eu. N-avem la camere și stai acolo. Hai, mă, dacă am este omor. Madalin, unde-i... Asta e, că tu ai găsit corpul. Mai zic o dată cu cine ai fost în electric, Bob. Ai fost cu Max, cu Marius și cu... La admin, era pardon. Mulți acolo. Eram mai toți aproape în dreapta acolo. Da, aplaudam. Rafa spui că a stat pe lângă tine, în condițiile în care Rafa și cu Marius au acuzat unul pe celălalt în prima tură. Mai mult cu Marius am stat acum, să știi. Eu am fost lângă admin weapons și apoi m-am dus la admin. Eu seream pe vent. Iar începi, Rodi. Dau skip, okay. Nu știu. Am făcut un test la weapons, Rodi, și după aia... Nu mă simt amenințat, e bine. Bă, știți să dacă primul care moare e Bob. Na, nu. Ok. Se mai întâmplă și povești de astea în care mai mor primul. Ce nu ne durează atâta, mă? Ok, yeah. Un lag. Acolo lângă reactor, în stânga, jos. Mie se pune pe acolo. Și am văzut unul galben. Galben am văzut. E galben. Pink. E galben. What? Pink a fost ultimul acolo. Stai puțin, Marius, dar tu ai zis de acolo, cred. Despre ce vorbești? Eu eram în electric și erau oameni acolo. Nu, nu era în electric. What do you mean? Am fost în electric, am plecat. Acum eram la storage. Era unul galben jos. Marius. Tu ai zis runda trecută la final că a bladat acolo unde eram toți. Da. Și acum runda asta te-am văzut iar acolo. Ce făceai? A bladat, n-am terminat, Max, că e un challenge stupid. Bă, Marius, n-are cum că eu l-am văzut la un moment dat și s-a dus și a găsit corpul imediat. Adică s-a făcut kill-ul să-i dea. Da, poate să facă și kill-ul să dea să-l report. Nu sunt așa. Dar ce-mi aminte totuși că în prima rundă Marius a zis că l-a văzut pe Raf și Raf e mort. Da. Unul galben sau... Da, mă, dar fii atent, știi care e problema? Problema e în felul următor. În prima rundă când s-a făcut kill-ul și s-acuzau cei doi, mai era și Pink sus acolo. Asta n-am mai zis prima dată. Eu votez Pink. Okay. De tot la navigation. De Pink. Deci Pink era acolo ce lângă navigation? Corp? Eu eram la camere, nu era aia prima rundă? Nu erai. Nu știu atunci care era prima. E atunci când erai tu cu mine în dreapta de tot cu Madalin. Eu cu Madalin s-a luat lumina, eu m-am dus cu Madalin jos. Pe tine nu te-am văzut să vii jos cu noi. Da. Zic. Vă mai aduceți aminte prima rundă? Păi da. Da, dar nu mai aduc aminte cam de vreme, așa e problema. Fii atent, vreau să întreb pe Bobo ceva. De ce când eram la communication, tu ai început să fugi spre navigation super random? Ce făceai? Când? Acum? Acum, dar eram în communication și te-am văzut. Nu la navigation. Tu ai ergat pe vorurile de la communication, te-am văzut, ești negru. Ești jos, aveam fire la communication de făcut, te-am văzut pe tine, m-am uitat să văd ce faci, că mi se părea dubios, m-am dus puțin în dreapta să văd dacă e ceva, după aceea m-am dus în story și l-am văzut pe Pink venind din stânga și s-a făcut raportarul la kill. Hai să-l futez pe Pink, că tu mi-ai fugit foarte random. Am făcut doi pași ca să ce? Ok, dude. Bine, hai, mai auto pe tine, dar nu știu ce să zic. Aha, bine. N-au omorât ața oameni și să o omor acum, zici. Faceți task-urile. Mai am două. Hai, bă, poate câștig pe asta, măcar așa să joc.
Opa. Bam, chiki, bam, cine bam. A găsit? Okay. Eu l-am găsit corpul, dar vreau să mă uit cine e, dar n-am apucat, că era lumina sinceră. Sincer, mie Madalin mi se pare super suspect, adică no, se plimbă pe lângă noi. No, no, Madalin era în spatele meu. Bro, n-am făcut kill, că puteam să-l bat pe Bob, să-l omor. Putea să facă kill, nu e el. Nu știu, că tot venea spre noi și pleca după, dar... Stai un pic, tu și cu Marius ați ajuns în același timp în eletic sau... Eu cu Marius eram împreună. Și de ce n-ați raportat kill-ul? Eu am văzut kill-ul. Hai să-ți explic, am văzut kill-ul, am vrut să văd cine era acolo sus, n-am apucat. Și s-a dat report, nici nu te-am văzut când ai dat report. Unde Bobo, e? Tu unde cum ai dat report? E fix la lumină. Fix în dreptul panoului. La mine era stinsă lumina, tu cum ai dat report? Păi pare suspect. Pentru că ți se vede, butonul de report se vede chiar dacă e lumina stinsă. Păi și tu n-ai senzația să te duci, să te uiți și tu până jur? Știm unde a fost, e fiz. Da, veneam din cafeteria în jos în admin. Nu știu, eu chiar pe Fizz îl votez că îl suspectez. Dar doar pentru că n-am fost acolo, stai un pic. Era cu tine, Max. N-are nicio logică, doar pentru că n-am fost acolo înseamnă că... Știi care e, efectiv, am fost cu Marius și Mădălin după l-am urmărit pe Bob. Și eu zic că e Max și Marius, mă, sincer. Nu știu, mie mi se pare foarte dubios. Mădăline, de unde îți veni ideea asta? Singurul lucru pe care vreau să-l spun, mi se pare foarte dubios. În runda trecută l-ai omorât și ai, adică cred eu că ai făcut chestia asta, că de într-o dată nu mai mă acuza. Tu nu vezi unde e Marius. Tu nu vezi până unde s-a ajuns jocul, n-ajungeam eu până aici. O ultimă întrebare. Aia e problema. Kill-ul era deja acolo și erau în cameră cine anume, Marius cu... Max și Marius, de a zic. Okay. Bobo, eu zic că tu ești Bob. Dude, am fost singur cu atâția oameni și n-au ori pe nimeni, iar voi nu îmi spuneți că... Nu se vedea nimic, trebuia să fii lângă mine să-l vezi. Mm-hmm. Ai dat blind report. Bine, mă, blind report. Ia uitați, băieți, eu cred că e Bob. Sau Fizz, că pentru că nimeni n-ajunge în stadiul ăsta al meciului așa avansat. Mai ales pe harta asta. Aici probabil o să mor. Hai mă. Task-urile e aproape finished. Hai mă, să nu mor eu aici la final. E Fizz. Fucking hell, dude. E Bobo! E Bobo, man! Hai, Fizz, că te votez, am zis eu. Bobo a murit. Era lumina stinsă. N-am văzut cine a omorât. Tu ai stins-o. Fizz, te-am văzut. Eu zic că este Marius. Da. Nu sunt eu. Calmează-te. Marius a fost efectiv. Calmează-te, eu d-abia am ajuns acolo. Mădălin, Marius nu are cum să fie, crede-mă, am fost cu el. Nu ajungeam eu în stadiul ăsta al meciului. Ce s-a votat? Eu am votat Fizz. Și eu tot Fizz. Mădălin? Hai să mergem cu Fizz. Nu înțeleg nici eu. Pentru că doar el poate să câștige meciul, noi nu știm harta. Hai să ne ținem, hai să facem task-urile. Liniște, că dau cu parul. E Fizz, dați-l afară mai repede, vă rog.
Da, mă, stai liniștit că-l dăm afară, stai liniștit. Mamă, deci stai liniștit că-l dăm afară. Da, mă, da, sta și țineți-vă de mână, că sigur mamă, o să mai trăiești un impostor. Și știam că mamă, ești tu, Mădălina a stricat meciul. Mamă, Mădălina, n-ai încredere în noi, din ajungeam noi. Efectiv, am urlat. Bă, Marius, dar ai fost foarte ciudat, eu din cauza asta mi-a fost frică, că eu am găsit corpul fix când tu ai venit acasă de mama naibii. Wow, bă, Mădălin, ai stat lângă Marius atâta timp. Da, hai să... Ce regise! Fiecare chilă și-au dat vina pe mine. Bine, Max! Bravo, noi doi! Eu, da, gen, eu n-am făcut absolut nimic și la fiecare rundă lumea dădea vina pe mine. Stai liniștit, hey, Pink, că erai lângă corp acolo. Băieți, suntem aici din nou cu youtuberii, din nou sunt crewmate, am fost o singură dată... Am fost o dată singură dată impostor, m-au prins pentru că au 1000 de ore, Rafael a făcut pe deșteptul și m-a găsit de nou. Ia să vedem pe Vasco ce face aici lângă mine. Hopa, Vasco a făcut fake. Dani, unde? Alo, lăsați să fac task-urile măcar. Hai. Așa, de nu știu de ce, dar bă, nu știu de ce, dar cred pe Sami, mă, nu știu. Băi, și eu cred. Vasco, dar eu parcă te-am văzut că ai făcut un fake task. M-am uitat la bar și nu s-a încărcat. Te-ai uitat la bar? Da, da, da. Bar. Da, să bro, nu-i problemă, poți să mă dai afară dacă vrei, dar eu îți spun nu, că a fost în elegiul. Nu, după Vasco zis, Vasco. Nu, după Vasco înaintea mea. Nu, după Vasco l-am văzut, că făcea fake. Deci eu am fost în electric și când m-am dus în lower engine, era Dani venea din partea cu corpul și nu i-a dat report, adică era la... Da, dar și Vasco a făcut un fake task, afară așa că... Afară cu Dani, afară cu Dani! Marius, afară, vezi că de vii sus nu afară cu suponare... Nu devine niciun suspect, dar nu s-a încărcat bara. Bă, eu l-am pus pe Sami. De ce Dani, mă, n-ai cum? Da. A, e Dani, da. Bine, Rafaele! Se da și lui un vot acolo, mă, știi? Mm. Cam rapid, Daniel. Hai, baftă, baftă. Nu știu de ce mi s-a părut că Vasco a dat fake acolo, super suspect. Super suspect, Vasco. Nu știu, acum n-am mai dat fake, dar nu știu. Deci era în storage. Așa, interesant. Paolo, și eram eu cu Romi la un moment dat. Și cu cine mai eram? Eram cu tine, Bob. De ce mă urmărești? Vreau Bob, să văd dacă faci fake, acum? Mi s-a părut că ai făcut fake. Eu l-am găsit pe Rafa în comp și după aia am mers către lumină. Rafa, erai cu Bob acum la final? Deci pe Bob l-am văzut, mi s-a părut ciudat. M-am dus spre Electrical și Bob pleca dinspre Electrical, ducea spre Shields. Deci eu l-am văzut pe Rodby și cu Bob, eram cu ei doi. Și la un moment dat m-am despărțit de ei și după l-am găsit pe Rodby mort. Deci asta dă de bănuit. Dar okay, nu Bob. Știu ce să zic. Hai să-l vădăm pe Bob. Dod, e lumina foarte, e lumina stinsă, n-ai cum neapărat să-mi dai vina pe mine. Plus Bob, ești tu! Eu cam credere, deci Rafael. Nu știu. Asta e exact ca în lumea, ca în lumea reală, când merge lumea la votat. Pe cine alegi? Pe ăla? De ce? Nu știu. Nu, dar Rafael e inteligent ceea ce spune și cred. Nu știu de asta. Nu știu. Oh, s-a votat și el. Moment of truth. Păi da, dacă s-a votat pe mine, n-ai ce să-i faci. Adică pe cine să votezi când lumea te votează pe tine? Adică n-ai ce să-i faci. Ia, ia. Bă, chiar a fost win? Ia. Da, a fost. Ia, bă, Rafael, e 1000 IQ, Rafa. Bine, bine. Win din viața noastră de... Păi pe mine cum ați votat? După ce ați zis Sami? Deci... Mamă, Bob, avem...